E un om cu un suflet uriaș, un om cu un suflet deschis, dar am un invitat cu un om cu un suflet uriaș la rubrica noastră Un Diamant la SRL. Vine astăzi un domn pe care 50 de ani de muzică, pentru care 50 de ani de muzică este legământul lui cu viața și de 50 de ani compozițiile sale sunt un pariu câștigat cu cei mai mari poeți ai acestei țări. El se definește ca fiind ultimul romantic al muzicii ușoare românești. Noi îi spunem simplu și a tot cuprinzător, Marian Nistor. Să nu spui nimic! Doamnelor și domnilor, vă rog frumos aplauze pentru Marian Nistor. Bine ați venit, stimate domn! Vă rog... Cred că putem să ne vorbim la pertu, doamnele aici. Eu o să iau loc pe perna asta de, așa zis, prezentator. Te rog frumos, Marian, aici este locul tău. Un domn care tocmai spune bancuri și că de pe uragane și de-astea. De unde să încep? Când spui Savoi, spui Marian Nistor, când spui Marian Nistor, spui sufletul și creierul formației Savoi. Cred că nu exagerez cu nimica. Cu nimic. După Stele 23 și Portativ, v-ați oprit la Savoi. De ce? Pentru că acolo ne-a descoperit Destroie, Dumnezeu să-l odihnească, Aurel Giroveanu. Acolo am dat primele spectacole cu Teatrul Constantin Tănase și ne-au spus și directorul teatrului Dinescu de pe atunci. Ce, Marian, nu-i mai frumos Savoi decât Portativ, zic, ne onorează, maestră. Și așa a rămas. Și a rămas Savoi. Da. Grație Margaretei Păzlaru, care ne-a descoperit. Margareta Păzlaru v-a descoperit? Absolut. A fost prima doamnă care a cântat cu noi și care ne-a dus la Teatrul Tănase, a cântat la Sala Palatului și multe, multe concerte în țară. Eu zic să vedem câteva imagini. Haideți să vedem câteva imagini de pe vremuri. Iubită mamă, cânt în orice turneu. Datorită ție, mamă, am și eu șlagărul meu. Datorită ție, mamă, am și eu șlagărul meu. Adio, pică frunza, e încă vară, marine. Eu pregătesc turneul din toamna care vine. Cu Savoiul dacă pleci, te rog să ieși piesa mea și printre a tale 40 s-o cânti jumate și pe ea. N-ar trebui 1000 de ani să reclădim ce-am sfărâmat aseară cu despărțirea noastră. Ne mai vedem și mâine, dar vă anunț de-acum, cineva mă poartă în suflet tot mereu. Grăbește-te și vino, o vino cât mai iute,
soare, plouă cu soare. A venit toamna. Scuzați-l, de ce te uiți la mine cu ochi străini și goi? Mâna ce mi-am prăștiat, părul și gândurile. Scrie, scrie, ți-aștept scrisorile. Scrie, scrie, orice. Formidabil. Cred că îi mulțumim și lui Titus Munteanu pentru că astea sunt imagini dintr-o emisiune semnată Titus Munteanu. Din păcate, mulți din cei pe care i-am văzut acolo nu mai sunt printre noi. Cornel Fugaru... Da, ce, m-a luat transpirația. Da. Vreau să spun, am niște emoții și în același timp, când mă gândesc că am făcut multe împreună, eu cântând cu toți soliștii, implicit am cântat piesele tuturor compozitorilor. Am fost și suntem prieteni cei Dar care am colaborările de succes ale formației Savoy au continuat cu Angela Similea, cu Mirabela Dauer, în turneele cu Angela Similea. Ea primea de la admiratori clopoței, iar tu primeai bentițe. Bentițe. Și nu numai, eram Corina Chireac, Mihai Constantinescu, absolut toți, Cornel Constantiniu, Dan Spătaru, Dumnezeu să o odihnească. Am făcut un în țară, în străinătate. Poți deci să ne mai spui odată povestea bentiței? Bentița, a, da, deci eu sunt un, iubesc enorm tenisul și în mod special pe domnia sa, care este un om de geniu, domnul Ilie Năstase. Dânsul o purta în teren. Eu o por și când dorm câteodată. Dar l-am văzut și pe Țiria că avea bentiță la un Da, moment. Dar nu ca... nu ca Ilie. Da, eu pe dânsul l-am copiat și... Ce adică de la Ilie, Năstase, da, mi s-a tras chestia asta. Cu bentița. Aha. Măi, Antonio, eu pe cine să... Și mie îmi place tenisul, dar acum de la noi numai TK-ul mai face treabă. Ai văzut la dublu, la dublu mixt, că s-a orientat foarte bine. Mai sunt și fetele, da. Fetele, o să mă uit mai da. Atent la fete, da. Să văd, poate reușesc să copiez pe cineva. Deci, bentița este de la Ilie Năstase da. În cinstea lui și în cinstea faptului că e unul din cei mai mari jucători ai lumii da. de tenis. Indiscutabil. Una dintre piesele celebre semnate Savoy este Domnișoară, care a stat Marian patru... Nistor. Da. Patru săptămâni pe primul loc în topul BBC, în topul BBC și patru săptămâni în topul a cucerit Stockholm și apoi Germania. Da, cum s-a întâmplat chestia asta? S-a întâmplat că în țară a fost interzisă. Așa. Grație domnului Titus Andrei de la radio, prietenul nostru drag al tuturora. Așa. A dat o lună la mare și vă rog să mă credeți că pe vremea aceea la când se dădeau piese, se plăteau melodiile ca să le asculți la vacanță. Aha. Radio vacanță. Da. Era, vă spun, piesele din străinătate erau de departe ascultate. Pe primul loc era Domnișoara, pe care au interzis-o și vă dați seama că au făcut furor mult mai mare, că se cânta în discoteci și da. M-au pus să cânt în loc de domnișoara. Păi, dar întrebați-i pe ei, că nu mai sunt acum. Era cumva titlu sau... Nu, cu aur în verighete, dar nu cum să spun, poetul Ion Lotrean, Dumnezeu să-l odihnească. Cu aia am auzit că este... A fost o problemă și cu titlu. În sensul că pe vremea aia nu prea aveai voie să vorbești de domn, domnișoare, doamne. Și m-a pus să cânt Anișoară. Anișoară. Am cântat o strofă cu Anișoară. Așa. S-a ridicat sala în picioare la sala Palatului. Așa. Și vreau să vă spun că după aia am terminat-o cu Domnișoară. Nu m-am luat după ei, deși cântam la UTC acolo, la ansamblu. Dar nu se confunda. Că la UTC se dădeau niște spectacole extraordinare. Și noi toți, toată pleada muzicii a trecut pe acolo și am avut spectacole cât cuprinde. Dacă bine mi-aduc aminte, chiar împreună am cântat cu domnile voastre holograf, pe care îi salut și pe ei cu tot dragul. Mulțumim frumos! Și cu dumneata de față aici, adică cu tine, dragul meu. Și am avut chiar pe Stadionul Republicii un spectacol superb. Da, și, dar te rog să-mi dai voie să anunț Nichi Rotărescu cu baterie, da. Vorbind de Savoiul meu drag, Ionel Orban clape, George Mitrea percuție, câteodată percuție, dar solist vocal. Da. Așa, și Ionel Samuilă, chitară bas, dar nu în ultimul rând, după vreo 10 ani s-a alăturat un mare om care astăzi nu mai este printre noi și fac paranteza de rigoare, o să cânt o melodie și o să-l auziți cântând la sax extraordinar, Alin Constanțiu, care a trecut Alin. Din ființă în neființă și a rămas cu mine mai departe. Aplauze, vă rog frumos, și haideți să vedem imagini în continuare cu Savoy și cu Marian Nistor. Domnișoară, viazurile fierb, ploile de cad în serpentine. Dacă azi ai cumpăra un cerb,
aș veni la tine. Domnișoară, domnișoară, stol peste crânguri, scoală clipa aripă ușoară și pe ceasul meu coboară peste flori, se face seară. Domnișoară, mâna ție mi-am prăstiat părul și gândurile, îmi amestecă pe carte toate rândurile. Rămân uitându-mă pe geam ca după tine și tot aștept pe cineva de nu mai vine. Că ochii mei curați mi te priveau, cum să înțelegi și cum mai fi crezut, din trupa de copii ce te dorea. Eram nesigur ultimul recrut. Când s-a zăpescat într-un loc fără nume, eu m-a spus de holdar, mai departe de lume. Când s-a zăpescat plin de aur și soare, eu te chem să răsari ca o zâmbă din mare. Grăbește-te și vino, când știi că doar iubirea e singura putere profundă și supremă. Grăbește-te și vino, căci va veni oră când singur tu pe lume te vei trezi odată. Iubește-mă de-ți plac așa cum fi, chiar dacă uneori greșesc, bate cicălespa, nu scot niciun cuvânt, dar cu toate astea te iubesc. Iubește-mă de slac așa cum fi, că nu-i nici glumă, nici prăvăt, ba mă perfelespa, nu vreau să te mai văd, dar cu toate astea. Te iubesc. Ce frumos, ce amintiri frumoase și ce, ce piese, câte piese de succes când stau așa și mă uit acum la imagini. Ultima piesă știu că nu e compoziția asta, dar nouă ne-a plăcut foarte mult. Iubește-mă, aceea nu este, dacă nu mă înșel, Marcel Dragomir. Am înțeles. V-ați căsătorit la 20 de ani, ați afirmat că a fost o greșeală, dar că a venit pe lume un copil superb. Da, bine, acum... Greșeală, negreșeală, când te-ai căsătorit, e frumos să recunoști că te-ai căsătorit. A venit un copil super pe lume, Radu. Ne-a venit, mai precis, da. Radu, care Radu a continuat cu... I-am făcut o formație pe care a condus-o Savoy Junior. Aha. Dar ce mai face? Ce mai Radu, face Radu, deocamdată, ce fac toți românii. Așa. Puțin mai amărâți așa, că așa suntem noi românii. Dar nu contează, suntem optimiști. Nu din vina lui, ci din vina ce trăim. Asta e viața. Optimismul ăsta nu știu dacă ne ține întotdeauna și de... Păi nu ne ține, dar avem încotro, dar de ce? Nu trebuie să... Trebuie să mergem înainte, calcățeaulul părinte. Am înțeles. Facem... Deci sunteți un om optimist, să înțeleg. Da, absolut, da. Bineînțeles că da. Aha. Mai ales că am lângă mine o jumătate superbă, care are grijă să rămân optimist. Aha. Și chiar nu îmi face, cum să vă spun, pe unde apărăm împreună, nu m-a făcut, cum să spun, de râs, e mult spus. Deci nu m-am compromis, din contră am făcut ceva deosebit, am continuat mai departe după încheierea Savoiului vechi cu Savoiul mai departe cu Marian Nistor și Dorina Paraschiv Nistor. Dorina Paraschiv Nistor. Da. Până acolo însă vreau să vă întreb un lucru. Ion Minulescu, Adrian Păunescu, Alexandru Macedonski, George Topârceanu, ați preferat mari poeți români în detrimentul textierilor. De ce? Pentru că poezia pe mine mă inspiră cel mai mult, absolut. Și Ion Lotrean în mod special și, bine, Corneliu Vadim Tudor, Alexandru Macedonski a spus, dar am și poeți ca Lermontov, Pușkin și Esenin. Să vedem câteva imagini în continuare. Mi-ar trebui
ceasul nu după dezmergări, ci întrebând în stânga și în dreapta trecătorii. Ne vom ciocni în cosmos, doar uneori ca nori. Veniți spre vighetoare cântă, cerulea cu înflorii. Cântați-mi din ce e nobil, lasă dulce ramurii. Dar dintre flori și dintre stele, să mai iubesc, zisese viața minimă naivă. Dar văzându-te pe tine, a căzut în recidivă. Supărările iubirii sunt ca ploile cu soare, repetat cât mai repes, cu atât mai trecătoare. Cum te iubesc, cum te-aș fura, minunea mea, frumoasa mea. Profil ca de statuie greacă, scurtată de un zeu în joacă. Să trece noaptea înspre zi, de dorul tău nu pot trăi. Gonește-n ziua către noapte, cu preamă de cireșe coate. Haide, haide, hai să facem pace, e mai bine așa. Joacă-te cu cine vrei, cu fluturi și cu porumbei, cu cosânzele și cu zmei, dar nu cu viața mea. Ah. Orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Aplauze, doamnelor și domnilor. Multe amintiri. Am adus aminte de coperta acestui disc. Vreau să o salut și să o salut pe Dorina Paraschiv, din istorie, este aici alături de noi. Vreau să vă întreb cum v-ați întâlnit acum 16 ani. Înțeleg că sunt 16 ani de când sunteți împreună, nu? Da. Deci n-am greșit. Cum a fost întâlnirea? Cum s-a întâmplat? Deci, știu că e o poveste destul de hazlie, așa e. Da. Începem cu începutul sau da, de, direct de la... Da, mai repede înainte să cântăm. Da, perfect. Ne-am întâlnit la un studio. Așa? Așa. 7-a BC, că nu mai e. Da. Dumnezeu să l-odinească, era la emisiunea... Buhoiu. Buhoiu la emisiunea Tudor Bornicu. Am înțeles. Și bineînțeles că el avea cățelușa și... Avea o cățelușă? Da, da. Cum se numea? Cora, un canic imperial care, înainte să intru să filmez, s-a băgat lângă doamna mea. Așa. Și n-a mai plecat de acolo. N-a mai plecat de acolo, ăsta a fost semnul. Ăsta a fost semnul că trebuie să... onoare. După aceea m-a așteptat să filmeze și am plecat împreună și de-a doua zi am rămas împreună. Incredibil. Bravo. Vreau să vă felicit. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru că ne-ați trezit o grămadă de amintiri frumoase. Noi mulțumim pentru invitație. Oricând, cu mare plăcere. Sunt o grămadă de imagini, de emisiuni pe care numai așa avem ocazia să le rememorăm, să le revedem. Și vă așteptăm cu mare drag și altă dată. Dar acum mi-ați promis că o să cântați o piesă da, împreună. Da, o melodie mai nouă. Mai hazlie, se numește Părul meu alb. Părul meu alb. Da. E aluzie probabil la părul meu alb. Nu, să vedeți să fie vorba. Vreau să se aplaudați așa cum se cuvine pe Marian Nistor, invitatul meu la Diamant astăzi, și pe Dorina Paraschiv Nistor. Vă invit în scenă și vă rog frumos să-mi cântați.
lângă mine, lângă mine. Știi, iubito, că e bine. Lângă tine, lângă tine, soarele răsare bine. Lângă tine, draga mea, poate m-am născut așa. Lângă tine, dragul meu, numai eu voi fi mereu. Să știi, iubita mea, părul meu a cam albit. Ești al meu și sunt a ta, părul poate fi vopsit. Nu mă tem de iarna grea, oh, dacă tu ești doar a mea. Nu te teme, nu mă tem, doar o inimă. Vreau să știu, iubita mea, părul alt îl voi avea. Vreau să știu, iubitul meu, eu te voi vopsi mereu. Draga mea, parcă m-am născut așa. Lângă tine, dragul meu, numai eu voi fi mereu. Nu mă tem de iarna grea, oh, dacă tu ești doar a mea. Nu te teme, nu mă tem, doar să știi, iubita mea, părul alb îl voi avea. Vreau să știi, iubitul meu, eu te voi vopsi mereu. Vreau să știi, iubita mea, părul alb îl voi avea.